dor pe vale, îi se pare noapte mare și plapuma grea în spinare, la fel ca drogul de sare. Cine are dor pe deal, îi se pare noaptea, îi se pare noaptea și plapuma bolovan. Cine are dor pe duncă, îi se pare noaptea lungă, îi se pare noaptea lungă și la pucă dor de ducă. Cine n-are dor pe luncă, îi se pare noaptea mică și placuma ușurică, capana de rândunică. Cui nu-i place dragostea, tulbura-i s-ar mintea, tulbura-i s-ar mintea, cum s-a tulburat a mea. De când știu ce-i dragostea, cu gândul la mândra mea. De când știu ce-i dragostea, cu gândul la mândra mea. Cine doarme toată noaptea, nu-i păcat dacă-n-ia moartea. Cine doarme toată noaptea, nu-i păcat dacă-n-ia moartea. Că eu niciun ceas nu dorm, și-ar fi păcat ca să mor. Nici azi noapte n-am dormit, uite așa m-am perpedit. Că eu niciun ceas nu dorm, și-ar fi păcat ca să mor. Nici azi noapte n-am dormit, uite așa m-am perpedit. Poftiți, vă rog, poftiți aici. Ați vorbit de mama, tare mult aș vrea să o cunosc pe mama dumneavoastră. Eu m-am gândit să o aducem pe mama, vreți? Pe mama mea. Să rămână, mama. Aici, că nu mai nu zisesem. Să rămână. Așa. Întrezi. Să rămână. Așa. Așa. Ia. Să-i dați un microfon. Doamna Gherghina, câți ani aveți dumneavoastră? Am venit 96. Mă uit la dumneavoastră și, într-adevăr, domnul Ion seamănă, se spune că băieții seamănă cu mamele. Eu, de când îl știu pe Ion Dolanescu, îl știu ca un om foarte grav și foarte serios. Cu mulți, foarte mulți ani în urmă, l-am întâlnit în corabia mea de pe Dunăre, cum spun eu. S-a făcut la Casa de Cultură un turneu cu formațiile care erau și atunci l-am cunoscut pe tânărul Ion Dolanescu. Sigur, era mai în vârstă decât mine. Mi-am făcut veacul pe acolo. Mult, mult timp am cântat pe toate Valea Dunării pe acolo și lumea se dusese o veste așa pe Valea Dunării, când se agita lumea, când se agita mai tare, zice, ușurel, ușurel ca Dolănescu. Eu când v-am auzit prima dată cântând, mi-am pus întrebarea, pentru că nu erați așa de mediatizat, de cunoscut de public, da, la radio sau la televiziune, nu vă văzusem. E mult mi-a ajutat Radio Oltenia. Am foarte multe primele făcute cu Radio Oltenia, cu Dina Oltenia. Atunci erați cu Kisser, da, cu Constantin, da, Kisser, da, da. El vă însoțea. Da. Dar am lucrat cu multe formații de pe acolo, de la Vânjul Mare, de la Severin, de la Vâlcea. Da. Mama Gherghina, cum vă simțiți, cum vă zic copiii? Mamă, măicuță, cum vă zic? Mamă. Mamă. Și nepoții, cum vă zic? Mamă, eică, mamă. Mămăică? Am și eu nepoți și când mi-a zis prima dată mamaie, mi s-a părut foarte curios și am zis, mă, să nu mai îmi spui mamaie. Și mie, nici mie nu place să mi se spună tataie. Nu? Nu. Tata mare, mama nu-mi mare. Place, nu, tata. Nu? Să zică tata. Eu nu sunt și tăticul, ăsta mic să zică tata, hai. Tata? Dar nu tataia. Da, ați văzut ca cu tinerii spun pe nume părinților. Mai bine așa. Păi, da, știi ce îmi face, eu dacă mi-a un complex de bătrânețe, da, dacă mi-a un pir de păr alb, eu mă duc să fac analizele. Nu pot, nu îmi place să mă văd. Mama Gherghina, ați avut un cântec preferat? Vedeți, dumneavoastră, cântece sunt multe, dar
nu-și vrea să-l obosesc. Vezi acolo un cântec să-l oferiți mamei? Măionele Puișor. Este exact povestea vieții mele. Cum... Care? Care? Măionele Puișor, Puișor, mamei. Este exact ca o lecție de istorie. Măionele Puișor, Puișor, mami, nu ți-e milă, nu ți-e dor, mititelu, mami, că-i și tu o măicușoară, Ionelu, mami, bătrână și bolnevioară, Puișorul mami. Este vorba, tu o știi, Ionelu, mami. Să nu fii puișorul mami. Tu ai doi, iar eu am opt, Ionelu mami. Și de toți am cât un foc, puișorul mami. Mama știe că ți-e bine, Ionelu, mami, dar vreau să știu de la tine, puișorul, mami. Și-aștept măcar la o lună, Ionelu, mami, de la tine o vorbă bună, puișorul, mami. Vino ca să-ți povestesc, Ionelu, mami, că poate mă prăpădesc, mititelu, mami. Să-ți spun din copilărie, Ionelu, mami, că mi-a fi fost greu și mie, puișorul mami. Pe lume când ai venit, Ionelu, era iarnă, era frig, puișorul mami. Casa plină de nevoi, Ionelu, mami, că era după război, puișorul mami.